Minunea nașterii Domnului. În seara de Crăciun, un tânăr l-a întrebat pe tatăl său: Tată, nu înțeleg cum l-a născut Maica Domnului pe Mântuitor, fără stricăciune, fără durere. Duminică la predică, părintele a spus că trupul Maicii Domnului a rămas neatins de păcat, în mod miraculos, atât înainte de naștere, cât și în timpul nașterii și după aceea. Băiete, i-a răspuns tatăl, pentru Dumnezeu totul este cu putință. Nașterea Mântuitorului nostru este ceva miraculos, o minune unică. Mintea omului nu poate cuprinde totul, dar ceea ce spui tu nu este greu de crezut. Uită-te la lumina soarelui care ajunge la noi prin fereastra închisă. Lumina trece prin geam, dar strică ea geamul cu ceva? Nu. Uite, tot așa, Domnul Iisus, lumina vieții, s-a întrupat pentru noi, trecând prin trupul sfânt al Născătoarei de Dumnezeu, fără stricăciune. Iar noi, la rândul nostru, îl putem primi și noi pe Iisus în sufletele noastre. Chiar dacă puterile trupului omenesc nu sunt prea mari, chiar dacă ascuțimea minții noastre nu este nici ea infinită, în schimb, dragostea din sufletele noastre poate cuprinde totul, poate chiar schimba totul. Este de bine când e mama lângă mine. Doamne, cât este de rău când nu-l văd pe tatăl meu. Tata, mama mă iubesc și pe mine mă îngrijesc. Ține-i, Doamne, îndurate la mulți ani cu sănătate. Fă-le parte doar de bine să aibă grijă de mine. Amin.